10.000 de copii de grădiniță sunt trimiși în fiecare an să facă analize de care nu au nevoie. Este semnalul de alarmă tras chiar de medicii de familie. Numeroase grădinițe și creșe cer în continuare la începutul anului școlar exudat nazal, faringian și coprocultură. Asta deși legea prevede că sunt necesare doar două documente: adeverința medicală eliberată de medicul de familie și avizul epidemiologic. Chiar și eliberarea acestor două documente aglomerează cabinetele medicilor. Este scenariul cel mai des întâlnit zilele acestea în cabinetele medicilor de familie. Telefoanele sunt înroșite de părinți care cer avizele necesare înscrierii sau reînscrierii în colectivitate. Au sunat unii cu 3 săptămâni înainte. Avem programări până în 18 septembrie. Suntem la începutul lui septembrie. Ce vă aduce astăzi la cabinet? Necesitatea de a lua un aviz epidemiologic pentru la creșă. În rest avem toate acasă. Avizul de vaccinuri și cum că suntem clinic sănătos. Pe lângă aceste documente, care sunt obligatorii, numeroase unități de învățământ cer și alte analize suplimentare. GoPro, în primul rând GoPro și exudat pentru gât faringian. Fetița, ce grupă este? Grupa mică. La o grădiniță de stat sau privat? De stat. O grădiniță de stat din Constanța cere și bani pentru astfel de analize. Analizele cuprind pachetul de grădiniță, coprocultură, coproparazitologic, exudat faringian, exudat nazal. Prețul pentru întregul pachet este de 78 de lei. În lege, aceste teste nu mai sunt obligatorii de 3 ani și trebuie făcute doar dacă există suspiciunea de boală, atrage atenția Ministerul Sănătății. Pot fi solicitate numai de către medicul de familie. În cazul în care el consideră că starea de sănătate a elevului o impune. Nu au valoare. Marea majoritate a copiilor ies cu stafilococ portant. Portaș de stafilococ. Practic toți avem acest microb. Nu are nevoie de tratament antibiotic. Nu folosește nimănui nici să ne aglomerăm, nici să ne transmitem microbi. În țări precum Marea Britanie sau Statele Unite ale Americii, analize precum exudatul faringian nu se cer la înscrierea în grădinițe și creșe. Mai mult, sunt medici de familie care susțin că nici avizul epidemiologic nu are relevanță, atâta timp cât nu controlează copiii chiar în ziua în care încep grădinița. Vine perioada de vaccinare pentru gripă, vine perioada pentru imunizare, pentru hepatită. Gândiți-vă că sunt lucruri care sunt esențiale în relația noastră cu pacienții. În schimb, supraîncărcăm serviciile, eliberând hârtii pe care, de fapt, este nevoie să le elibereze medicul care vede unitatea respectivă. Anul acesta, peste 15.000 de copii au fost înscriși numai în grădinițele de stat din capitală.